Valoarea investiției este de 9 miliarde de lei vechi și va fi asigurată de la bugetul local. Cât de importantă este această investiție? Foarte importantă, probabil una dintre cele mai importante din ultimii ani. Este evident că pacienții care au nevoie de prezența unui elicopter, de transportul cu elicopter, sunt cei mai gravi și, practic, în acele cazuri, fiecare minut contează. În momentele acestea, suntem nevoiți să apelăm la transportul cu elicopterul a pacienților cei mai gravi și, din păcate, trebuie să aștepte cel puțin o oră, dacă de multe ori chiar mai mult, pentru că știm foarte bine, elicopterele aterizează în acest moment undeva în zona stadionului. Va fi foarte important atât pentru confortul pacientului, dar cel mai important pentru timpul pe care îl putem câștiga prin prezența unui heliport în curtea interioară a spitalului și, nu în ultimul rând, pentru că am gândit proiectul să fie de mai mare amploare, în caz de calamități sau de alte situații deosebite, se poate apela la acest heliport și pentru alte situații decât cele medicale. E o investiție pe care o considerăm necesară. Spitalul Municipal din Hunedoara este recunoscut ca o unitate de elită și acest heliport îi va consolida această poziție. Potrivit primarului municipiului Hunedoara, heliportul va deveni funcțional în cel mult 3 luni. Demararea lucrărilor depinde doar de obținerea ultimelor avize de la Consiliul Tehnic al Autorității de Aeronautică Civilă din România, care vor sosi săptămâna viitoare. Va avea avizele aviației civile, pentru că atunci când am realizat studiul de fezabilitate, ne-am consultat în prealabil cu specialiștii de acolo. Estimăm un termen maxim de 3 luni de zile pentru finalizarea investiției. Primăria Hunedoara a contactat deja o firmă de consultanță care a elaborat draftul unui proiect ce are ca obiectiv reabilitarea întregului spital municipal, proiect pentru care va solicita finanțări europene.